Bună ziua, dragii mei! Bine ați revenit în bucătăria mea! Astăzi voi găti, voi prepara un ostropel de pui cu găluște din griș. Este un ostropel foarte gustos, este din piept de pui de calitate, cu multe legume. Haideți să vedem exact de câte ingrediente avem nevoie și cum se prepară. Vom avea nevoie de 1 kg de piept de pui, am aici 2 piepți de pui de la firma Morandi, crescuți numai cu porumb, câteva cepe, aproximativ 4-5, două galbene și o legătură de ceapă verde, baby morcov, o punguliță de 300 de grame, o căpățână de usturoi, i-am curățat foarte bine, le-am spălat pe toate. Vom mai avea nevoie de cuburi de roșii în sucul propriu, o conservă. Aici am un bulion concentrat, aproximativ 2-3 linguri. Ulei din turte de măsline sau resturi de măsline, cam 50 de ml. Pentru găluște avem nevoie de 2 ouă și aproximativ 100 de grame de griș. Am aici pătrunjel de la congelator, pătrunjel verde. Și ca și condimente puteți pune sare și piper, iar ca înlocuitor voi pune bulgăraș din legume de la Delicat, fără monoglutamat de sodiu adăugat. Vom mai avea nevoie de 1 litru de apă sau de 1 litru de zeamă de pui, de stoc făcut din carne de pui. Eu am aici o ciorbă pusă la fiert. Voi lua aproximativ jumătate de litru din acea zeamă, din acea oală, pentru că este foarte concentrată, este din pui de țară și voi completa cu apă simplă. Haideți să vedem exact cum se prepară această rețetă. Pentru început vom da pe răzătoare morcovii, baby morcov. Este un baby morcov cumpărat de la Lidl Bio, foarte, foarte dulce. Va ajuta, compoziția lui va ajuta la dulceața acestui ostropel. Știți că ostropelul trebuie să fie în același timp și dulce, dar și puțin acid. De asta se pun foarte multe roșii. Eu nu am roșii proaspete, pun doar roșii tăiate cuburi dintr-o conservă și un bulion concentrat. Vom da toți morcovii pe răzătoare, pe răzătoarea mică, ca să se topească mai repede în sosul de la ostropel. Ei sunt foarte fragezi. Vom tăia și ceapa foarte mărunt, rondele, și usturoiul. Vom tăia pieptul de pui în cubulețe și le vom pregăti pentru călire.
vom pune ceapa cu usturoiul, cu morcovul, cu pieptul de pui, le vom pune pe toate la cărit câteva minute până când se vor rumeni puțin în uleiul acesta din restul de măsline. După ce s-au schimbat la culoare, vom adăuga roșiile tăiate în cubulețe în suc propriu și bulionul, plus un litru de apă și le vom lăsa să fiarbă câteva minute, cam 10, timp în care ne vom ocupa de realizarea găluștelor. Vom adăuga și bulgărașii de legume de la Delicat. Găluștele le vom face din două proaspete. Vom turna griș peste ele, după ce le vom bate foarte bine cu ajutorul unei furculițe, până când se va forma o compoziție grosuță, dar nu foarte tare, pentru că dacă în momentul în care devine compoziția foarte tare, găluștele noastre vor fi mult prea dense, ele trebuie să fie pufoase, deci le vom lăsa ca un terci mai grosuț, numai bun pentru formarea acestor găluște care trebuie să fie micuțe și pufoase. Se pare că ostroperul nostru a fiert foarte bine. Vom adăuga găluștele. Găluștele pentru ostroper nu trebuie să fie mari. Le vom forma cu ajutorul unei lingurițe. Vom împinge compoziția de pe linguriță cu degetul arătător și vom da focul la minim cât timp le vom lăsa să fiarbă încetişor în ostropel. Maximum 5 minute. După care vom adăuga pătrunjel proaspăt tăiat mărunt pentru a da un plus de gust și aromă.
Poftă bună, dragii mei, vă recomand din toată inima această rețetă de ostropel cu găluște din griș.